Adrian Mutu s-a operat la genunchi. Briliantul va lipsi între 30 și 40 de zile și va reveni pe teren abia luna viitoare. Operația a durat aproximativ o jumătate de oră și a avut loc la Roma, la cea mai bună clinică din Italia. Adrian Mutu s-a operat la genunchiul stâng. Briliantul a fost diagnosticat cu o leziune a meniscului extern, care l-a împiedicat să joace cu naționala în Austria. Operația a avut loc la Roma, la cea mai tare clinică din Italia, Villa Stuart. Intervenția chirurgicală a fost efectuată de cel care l-a operat și pe Francesco Totti, Pier Paolo Mariani, cel mai bun ortoped din peninsulă. Operația a durat aproximativ 30 de minute și a fost un succes. Perioada în care va lipsi Mutu este aproximată între 30 și 40 de zile. Asta înseamnă că briliantul va pierde 4 meciuri ale Fiorentinei. Mutu este așteptat să revină pe gazon abia pe 10 mai, la partida cu Catania lui Walter Zenga.